Florii, florii, florii,
Să trăiască Mirisica, aplauze pentru Mirisica noastră și pentru tinerică. Ia să vedem tinerică ce forță ai. 1, 2, 3 și cu forță. În casă, ca să nu stați mult, că n-ați de bănuit. Hai să vă văd. Hai, 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 hai. Cu forță, cu forță. Bravo, ginerică! Să trăiască mirii noștri! Să ne trăiască nașii și, bineînțeles, părinții și dumneavoastră, toată lumea prezentă, toți invitații, să trăiască! Și iertat prin moștenitorii păgăduinții tale, însuți
Binecuvintează și pe robii tăi aceștia, povățuindu-i pe tăi și pe tot lucrul bun, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă Mulțumim Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele noastre, Domnul, noi să le plecăm. Fie Doamne. Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce dintre neamuri, mai înainte ți-ai logodit biserica Fecioară curată, binecuvintează logodna aceasta, unește și păzește pe robii tăi aceștia în pace și într-un gând, că ție se cuvine toată slava acestea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Se logodește rogul Dumnezeu, cinci sorile tuturor, Dumnezeu unic, al numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne trăiască lor bucuria nașterii de frunși buni,
bun și cu tare, fără de prihană viață, pentru ca să li se dăruiască lor și nouă toate cele ce ne către mântuire Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie stăviție și ne întunecați unii aprimeile și nevoiatul, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, asigura noastră, Dumnezeu născătoare, Sfântului Fecioară Mărie, cu toți sfinții, să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi și nici din viață și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să vă dăm. Ție, Doamne! Acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel mai curat și zitorul a dat făptura care din iubirea ta de oameni de făcut poastele strămoșului Adam în femeie și în binecuvântatul deși și ai zis crește și vă mulți și stăpâniți pământul și pe amândoi i-a dat într-o plină soție căci pentru aceasta vă lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Ceea ce ai binecuvântat pe Domnul tău Avram și ai deschis pântecele sale și n-ai făcut altă multe neamuri ce în cei de lui vei să te vechi și ai binecuvântat nașterea ei care a însuțit pe Iacob cu Rahela și din trânsul s-au arătat 12 patriarhi. Cele ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dărâi lor prunc pe Efrem și pe Manase, cele ce ai privit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunc pe înainte mergătorul cel ce din rădăcina lui Iesei după trup, ai crescut pe pururea Fecioara și întrânsa te-ai întrupat și ai născut pe spre mânghirea neamului Menețoarei, pentru negrei cu tot dar și multa bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o ca să arăsă din voia ta, se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din trânsa. Asus, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră, păcătoșilor, robilor tăi, și acum, și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și de rogilor de aceștia și agenții Sorinel și Unica, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragostea uneia către altul, într-o legătură a păcii, dar de prunci de minție de viață îndelungată cu lumea cea neveseșită a măririi. Învrăcește pe dâns și aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără vântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului, umple casa lor de greu, de vinte, de lemn, de toată bunătatea. Ca să dea și celor lipsiți și dăruiește și celor ce sunt împreună cu dâns și toate cele cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni viitorii și ție slavă, mulți împrunșului fără de început al tău, Părinte, și prea sunt și bunul și de viață, Părătorul tău Duh, acum și pururea și vecii vecii, Doamne. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu nostru, Sfinților, Mântii Celei Tainice și Prea Curată, Cine Juitor, Mântii Celei Dupești, Mântitorul Mântii Celei Tăciunii și Chiberul Sidorul cel bun al celor de căpință mie, Sfântul Stăpâne, cel ce din început ai zis pe om și l-ai pus pe dânsul ta pe un stăpân al păsurii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ să-i face un Dumnezeu ajutor din plânsul și Domnul a Nicolae să nu iei zi femeie pe care păzându-o Adam a zis, iată acum o zi o asta de mine și tot în trupul meu aceasta se va numi femeie, că din bărbatul său s-a luat ea pentru aceasta, vă lăsa omul pe tatăl sau și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să-i despoartă și acum stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, primite harul tău cel ceresc peste robiții aceștia, Gigi Sorinier și Unica și de roagă că necesea să plece cu toate bărbații său și rog tău acestea să fie ca femeie ca să mințuiască după voia ta. Binecuvintează pe Dumnezeu și Doamne Dumnezeu nostru pe care binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhii, binecuvintează pe Dumnezeu și precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Sefora, pe Ioachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ai păzit pe noi incurabili, păzește-i, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ai păzit pe Iona în pântecele Chitului, pe cum ai păzit pe de foc pe Sfinții Trei Tineri, trimițându-le lor rouă din cer și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat și Sfânta Cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ți-a adus aminte de Enoch, de Sfântul de Ilie, adu-ți aminte, Doamne, precum ți-ai adus aminte de Sfinții Dăitici, cei 40 de buceniști, trimițându-i lor cum din cer, precum ți-ai adus și ai născut pentru rugăciunile părinților, pentru că rugăciunile părinților întăresc temelile caselor copilor, aduți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, și de robii de aceștia, numele și Viorica nașilor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei Sfinte Taine, aduți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, și de robul Tău acesta, Gigi Sorinești, roaba Ta aceasta,
Ionica și binecuvintează pe dânsii. Dă-ne lor roada pânteciului prunși bun și bună înțelegere pe deasă trupească, lase pe dânsii ca cei din Libanul, ca o vie odrăsită, dă-ne lor roadele pământului ca toată, în desunarea a vrut să sporească scătorul prun bun și bineplăcuție, să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mărițe pline de măsnii, împrejurul meselor și bine plăcând înaintea ta să slujească ca luminător din cer în tine, Domnul nostru, care este cu mine slava, cinstea și chinuiește-ne împreună cu Părintele tău ce-a fost de început și Duhului tău cel de viață, Făcător acum și cu lumea și în veci și veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule ce sunt care din stăm n-ai făcut pe un finicloasă, nu i-ai făcut pe mine și ai însoțit Domnului să-L ajutor, pentru că așa, așa a făcut slavii tale, să nu fie omul singur pe Domnul și a nu stăpâne timp din mâna ta din Sfântului de locaj. Și unește pe rogul tău acesta, Gigi, Sorinel, cu roaba ta aceasta, Ionica. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia unește pe dânsi într-un gând își mânează, într-un grup, dăruindu-i o roadă, plăteștiului dobândire de pun și munca ta este să bunie așa ta este împărăție și puterea și slava ta, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Secundă în rogul Dumnezeu, Gigi, Sorinel, cu roaba Dumnezeu, Ionica, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu, Gigi, Sorinel, cu roaba Dumnezeu, Ionica, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundă în rogul Dumnezeu, Gigi, Sorinel, cu roaba Dumnezeu, Ionica, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și veci veci. Amin. Pentru că suntem modularele trupului Lui
și din carnea lui și din oasele lui. Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va iubi cu femeia sa. Și vor fi amândoi un trup, taina aceasta mare este. Iar eu zic în Hristos și în biserică, deci dar și voi fiecare așa să-și iubească femeia sa. Ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Pace ție și viitorului. Și Domnului tău. Înțelepciune dreptă, sută în sută, evanghelie, pace cu Domnul. Și Domnului tău. Din sfânta evanghelie de la Ioan și bine. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm mărire. În vremea aceea să vă cumând în toată mărinie, Mama lui Iisus era acolo și a fost prima anuntă și Iisus și ucenicii săi. Și sfârșindu-se prin el a zis Mama lui Iisus să te dânsi cum ai albit. Iar Iisus a răspuns și le privește pe mine și pe tine pe mine și a surmen la venit încă. Mama lui a zis că celor ce slujea să face ceea ce cum a spune și era acolo ce a să vază de apă, mă cupe din iadă, puse pentru curățile ineilor și care luau câte două sau trei verete. Iisus le-a poruncit umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, soate ce aduceți Domnului. Și ei au adus și când a ajuns la gustat apă care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care fusese la apă știau, a strigat la ajut pe mine și i-a spus, orice om pune pe vinul cel bun și când a avut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și i-a prins o tătăsul cu ucenicii săi. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Domnul